și era un proiect. Ia pe mână aici și să stai pe pește. Ca să vezi și bășcălii. Care-i problema acum? Că drumul făcut prin sat trebuie să aibă și poduri și ei un pod l-au făcut la gospodărie, dar pe al doilea nu vor să-l facă. Sau care-i problema? Explicați, e un drum din sat. E un drum din sat, e un... Sau e calea de acces? E un drum lateral. A, lateral, așa. Și de acolo trebuie primărie sau cine trebuie să construiască drumul acela? Da, primărie, da. Așa, da. Din sat. Doar că acolo e o problemă. Sunt două, de la vare de podul acela care se vede, care e capul cel de pod, este un drum lateral mai la vale, unde acolo trebuie să facă locul de acces, să pui tubul. E, acolo se punește bucata vechiul pod, ca să zic așa, a fost un pod de lemn și ăla a fost o străcat și Ionel Condurache îl ține el acolo, ca să zic, pune tractoare, pune și are acolo el, cercul utilar. Și acela e teren public, da? E teren public, exact. Ei, ăla cum ar fi ocupat și nici nu vrea să-l lase ca să facă drumul pe acolo, până ar fi normal, pe unde a fost odată. Aici e drumul loc de acces, nu trebuie simț. Ionel Condurache îl blochează, nu la simț. Aici trebuie pus pod. Și aici nu vrea să-l las. Așa-l deține abuziv. Aici e vechiul drum. Și aici vrea să-l facă aici, pe terenul omului. Aici a fost făcut provizoriu după 90. Și acum vrea să facă aici. Și așa-l intrarea la alții. Ion Condurache. Unde e drumul de acces. Acolo drum. Acolo s-a făcut, deja asta s-a străcat unde l-a făcut Ionel Condurache, a fost străcat podul, dar asta a fost după 90, după anii 90. Și s-a făcut un drum lateral de la deal de camera aia de scurgeri care se vede acolo. S-a făcut un drum provizoriu, dar acolo e pe locul omului. Deci e pe locul omului. Și nu vrei să înțeleagă că să pui tubul de acces ca să intre pe drumul lateral unde a fost normal înainte. Înainte din 90, unde e drumul care e acolo a fost întotdeauna. Nu pe unde a fost făcut drumul provizoriu, la Gliga. Păi și a cui încăpățânare? Cine greșește acum? Administrația locală din primarul. Sat? Primarul din sat, primarul, din Bodești. Da. Mm-hmm. Primarul. În legătură cu Ionel, ca să-i rămâie lui, să-i lasă drumul ceala, care era drumul, locul de acces acolo pe unde se intră, să-i rămâie lui Ionel să aibă un să pui tractoare. El nu prea are teren. Și drumul normal care trebuie să-l luacă pe unde a fost un provizoriu, adică pe terenul obligat. Și care-i planul? Îl dă în judecată, dă primăria în judecată sau ce plan are omul? Că îi atentează la drepturile lui fundamentale, la pământul lui, la calea de acces, nu? Trebuie acționată judecată, sesizată poliția că se atentează la terenul privat al omului și din contra terenul public îi dat în folosință fără acte permisive, îi dat în folosință lui Condurache acesta. Deci trebuie sesizat organele de drept, sesizat poate chiar și parchetul, nu doar poliția și nu doar instanța de judecată. Acum deocamdată, deci Gliga Nicu, pe terenul lui, nu lasă să pui podul, să pui tubul pe terenul lui pentru că ea lui, adică la drumul provizoriu, și o rămas așa, că să vie primarul să măsoare bucata, că ar zice cumva că Gliga Nicu ar avea mai mult teren, care avea, acolo a fost terenul tata, a avut tata acasă acolo, pe bucata așa. Și eu, când s-a împărțit terenul, bunicul, când, după ce a murit bunicul, frață, lui tata, a împărțit terenul. Și i s-au cuvenit unii surori de-a lui tata.
Și o vândut-o lui Gliganicu. Da. Și Gliganicu, cum a fost făcut drumul provizor atunci după Revoluții, e, o rămas așa. Ei. Da, dacă o rămas așa, acum când se fac drumurile, pol și podurile se pun, unii trebuie, nu unde au fost provizoriu. Am înțeles. Omul vrea să-și restabilească drepturile măcar după 30 de ani. Ok. Da. Vă ajutăm cu mediatizarea, eventual așa dacă ajungeți acolo mai și filmați, transmiteți în direct, dar cred că problema litigiului ăsta trebuie soluționat de către organele de drept. Poliție, parchet, instanța de judecată. Dacă primarul ține cu unul dintre ei, rușine să-i fie. Dacă o ține în bază legală, bravo lui. Dacă o ține în bază de simpatie, de prietenie, de cumetrie, atunci e conflict de interese, corupție și poate și de interesul DNA-ului. Corect, corect. Ok, mulțumesc pentru relatare. Uitați, domnule, ca să vedeți bucată, terenul ăsta a oamenilor l-au ocupat aici, vreau să facă parcare. Bat pii, nu nimic. Aici are tot de costică. Acum stăpânește bodine. Bat, ei nu știu nimic. Deci un teren luat abuziv. Se întreabă fără nimic. Da. După aceea are vecina, are Petrică Șobanu, care moștenitorii caracteri. Și apoi e muralul Gheorghe. Mai încolo, aici. Aici e o bucată, un loc de al bunicu. De al Ghețu Șobanu. Și au pus aici moloz, balastru, să facă parcare. Uitați mafioți și fac. Fără să-i întrebi, fără nimic. Deci e un loc luat abuziv. E undeva, aici la Părăul Plopului, au făcut o parcare abuzivă. Adică au făcut o parcare pe terenul oamenilor fără să-i întrebi. E habar nu au. Și-au făcut o parcare mare și și-au... Deci, ei s-au însușit, au ajuns din teren privat în teren public. Aceeași problemă se soluționează în instanța de judecată, sesizând și organele de ordine, pentru că s-a atentat la dreptul fundamental, dreptul la proprietate privată. Pământul, dacă omului îi aparține sau oamenilor le aparține cu acte doveditoare, poate sesiza organele că li s-a furat din pământuri. Și statul va fi bun de plată. S-a făcut o parcare pe terenul lor. Statul sau cine a făcut parcarea ce va fi bun de plată, despăgubiri pentru venitul ratat și tot așa, pentru călcarea drepturilor. Deci, instanța de judecată. Corect, dar trebuie să dai în judecată primăria mai întâi sau direct Consiliul Județean care se ocupă cu drumul, cu drumul județean. Păi, depinde cine a făcut parcarea ce. Poate fi și vecinii, eu știu cine a făcut parcarea. Păi nu, că parcarea au făcut-o că drumul județean în construcții. Așa. Poate s-a făcut o parcare imensă, o parcare de tiruri. Poate e provizorii pe durata construcției. Poate e provizorii pe durata construcției. Poate să sesizeze organele sau să dea în judecată ca să ceară bani pentru venitul ratat anul ăsta, cât durează șantierul. Dacă e pe vecie, atunci e... Deci păi, dar acolo e un teren înclinat și o încărcat cu pământ mult, o pus de balastru, pământ. O făcut planul drept, că era înclinat și în afară zonii de acces. Nu unde lucrează cu unii pași, pot sau ceva. Nu cunosc situația, eventual... Pot o face mai încolo, n-are nicio legătură. Eventual filmați, transmiteți în direct la fața locului și comentați. Iată pământul ăsta, i-a aparține puterea. Ești luat teren cu forța, cu japcă. Ai loc cu oameni și habar nu au. Deci Bodescu, Vasile, nu știe nimic și nu știe ce să fac. Se dea în judecată pe primărie, pe ăștia la drumul, la Consiliul Județean, care se ocupă cu treaba asta, nu știe cine, dar aici e o treabă abuzivă. Deci terenul luat abuziv, fără să întrebe pe nimeni. Stați ce se întâmplă. Da, normal, legătură cu primarul, cu Barna Marinel din Bodești, Ștesul Neamț, cam asta se întâmplă aici. Da, totul se face
abuziv, fără știrea. Da. Și să alegem, pe cine să alegem? Ce să alegem dacă își bate joc de noi? Ne fură terenurile. Efectiv ne fură terenul. Asta e un teren furat. Atâta timp când nu a întrebat pe nimeni, nu a făcut niciun act, nimic, și un teren luat abuziv. Păi e incredibil. O să rămână, proprietarul o să-i dea în judecată și o să se recupereze, să se recupereze proprietatea. E pământul lor. A, uitați cât e și mare și... Deci până aici era pe lângă pod, deci era toată bucata, și mă, eu o pus pământ până în malul părăului, până în apă. Și e incredibil așa ceva. Pământul luat cu forță. Cu forță. Cu... Nu întreba pe nimeni, e ca și cu forță. Atâta timp când n-ai întrebat, e așa, nu are... E ca și cu forță, ce se mai... O să-i dea în judecată proprietarii terenului de aici și o să lămurească treburile, că nu se poate. Abuz. Uitați. Ce abuz. Ce bătaie de joc. Da. Asta e în, aici, în Bodești. Cu primarul nostru. Barna Marinel și toți ceilalți corupți.